Matei o iubește pe mami. Într-o zi, la prânz, familia iepure savura o tocană de morcovi, însă unul dintre iepurași lipsea de la masă. Deodată, Matei a dat buzna pe ușă și a strigat: "Aoleu, ce foame mie! A mai rămas ceva și pentru mine!" "Nu așa se procedează, Matei," i-a zis mama iepure. "Ar trebui să-ți ceri scuze că ai întârziat și, în plus, te-ai spălat pe lăbuțe." "Scuze," a zis Matei, "dar mă jucam cu prietenii mei și ne distram așa de bine, ne întreceam care râgâie mai tare. Și ghiciți cine a câștigat?" "Cine a câștigat? Cine a câștigat?" au întrebat frații lui entuziasmați. "La masă nu se vorbește despre așa ceva," l-a întrerupt mama iepure. Apoi i-a aruncat lui Matei o privire atât de aspră încât l-a făcut să schimbe subiectul. "Când este ziua mamei?" a întrebat iepurașul. "Duminica viitoare," i-a răspuns mama oftând în timp ce strângea masa. După prânz, Dan, Ana, Luca și Rina au pornit pe câmp. Matei îi urma îngândurat. "Ce și-ar dori mama de ziua ei?" se întrebau frații lui. "O păpușă!" a strigat micuța Irina. În niciun caz a contrazis-o Luca, râzând cu poftă. "O corabie de pirați, asta-și dorește." "Ba nu," a intervenit Ana, "o păturică pufoasă și călduroasă." "Sau ceva bun de ronțăit," a zis Dan, fratele mai mare. "Stați!" i-a oprit Matei. "Știu eu ce-și dorește cu adevărat. 5 iepurași cu minți." "5 iepurași cu minți? Și de unde putem să-i luăm?" a întrebat Ana. Matei a izbucnit în râs. "Mă refer la noi, dar încă nu știu cum să facem." Frățiorii erau în impas. "Ah, știu eu cum," a zis fratele Dan. "A dat fuga în casă, de unde s-a întors cu o carte mare. Am găsit asta în colecția de cărți a tatei. Se numește Iepurele bine crescut." Iepurașii se uitau la pozele amuzante în timp ce Dan citea titlurile capitolelor. "Ordinea și curățenia. Cum să te comporți la masă. Politețea și arta conversației. Invitații și cadouri. Cum să-ți ceri scuze." "Mai să fie," a zis Matei, "niciun iepure nu-și poate aminti așa ceva." "Ba, poate, cu siguranță," l-a corectat Ana, "trebuie doar să exerseze." "Atunci, haideți în ascunzătoarea noastră secretă să exersăm," i-a zis Matei. Dan era profesorul, fiindcă era singurul care știa să citească. "Pentru început, trebuie să facem cu toții baie." "Ce? Adică să ne spălăm pe urechi, să ne frecăm blănița și să ne tăiem gheruțele?" a întrebat Matei înspăimântat. Dan a dat din cap. "Bine," a zis Matei, "totuși asta ar trebui să o facem mai târziu, altfel mama o să bănuiască ceva. Citește mai departe." Apoi iepurașii au repetat bunele maniere la masă. Ana și Irina și-au adus serviciul de ceai, iar cei 3 băieți au cules meură și au adus apă. "Nu pot să înfulec pur și simplu fructele din farfurie?" a oftat Luca. "Nu înfulecați și nu sorbiți din mâncare și în niciun caz să nu vorbiți cu gura plină," a citit Dan cu voce tare. "Nu țineți coatele pe masă, nu lingeți cuțitul și furculița." "Ce? Păi nu-i deloc amuzant," s-a plâns Matei. "Putem măcar să ne întrecem cine râgâie mai tare?" "Nu!" au strigat Dan și Ana în același timp. Matei a oftat din nou. 2 zile mai târziu, le era deja mult mai ușor să se comporte manierat. Toți cei 5 iepurași reușeau să-și taie singuri gustarea din mușchi în bucăți mici, să țină în echilibru cu furculița bucățele de coajă de copac, să felieze plăcințelele din noroi
și să folosească șervețele din frunze. Însă, când Luca a cerut politicos, îmi puteți da nisipul, vă rog, Dan și-a dat seama de un detaliu. Dar ce o să mâncăm de ziua mamei? Nu putem servi nisip la masă? Matei s-a gândit o clipă, apoi a zis: o să-l întreb pe tata dacă vrea să ne ajute, iar Dan ar putea să scrie o invitație drăguță. A doua zi de dimineață, cineva a ciocănit la ușă. Când mama iepure s-a dus să deschidă, nu era nimeni acolo. Doar o scrisoare drăguță roz lăsată pe prag. Scrisoarea spunea: cea mai frumoasă surpriză de ziua mamei la ora 12. Vă rugăm să îmbrăcați o rochie drăguță. De la cine o fi scrisoarea? S-a întrebat mama iepure. N-avem nici cea mai vagă idee, s-au prefăcut iepurașii. Poate ar trebui să aștepți și să vezi. În cele din urmă a sosit și ziua mamei. La ora 12 fix, într-o ținută impecabilă, Matei a ciocănit la ușă. Purta un papion pe care îl făcuse Ana. Vai, a strigat mama iepure, surprinsă. Ce ai pățit? Dar Matei a făcut politicos o plecăciune, oferindu-i mamei un buchet mare de flori. Bună, mamă, arăți minunat! Te-aș putea invita să luăm masă de prânz la restaurantul Copacul Verde? A luat-o pe mama sa de braț și au plecat. La marginea pădurii s-au întâlnit cu bursucul Bogdan, adversarul la fotbal al lui Matei. Salutare, micuțule Matei! Am știut dintotdeauna că ești băiețelul mamei, l-a tachinat el. Salut, Bogdane! Tocmai ne duceam la o întâlnire importantă. Mă bucur că te-am revăzut, i-a zis Matei politicos. Bogdan s-a hulbat la el cu gura căscată. Bunica Veveriță și mama Bursuc au strigat: vai, doamnă iepure, ce băiat politicos și bine crescut aveți! Matei și mama lui și-au făcut cu ochiul unul altuia zâmbind. La Copacul Verde, tata iepure, bucătar șef și echipa lui așteptau oaspetele de onoare. Bine ai venit, mamă! Au strigat în cor. Ana și Irina au luat șalul mamei în timp ce Dan și Luca i-au cântat un cântecel, apoi s-au așezat cu toții la masă. Cei cinci iepurași știau exact cum trebuie să se comporte. Când a terminat desertul, mama iepure a zis: dragii mei copii, ce surpriză grozavă! Nu credeam că puteți fi atât de manierați! Cum ați reușit să învățați asta așa de repede? Am învățat singuri, a răspuns Matei zâmbind, și totul numai pentru tine, de ziua mamei. Asta înseamnă că vă veți comporta frumos doar uneori? Păi, de fapt, nu e chiar atât de greu pe cât pare, a recunoscut Matei zâmbind. Eu zic să aștepți și vei vedea.